Artistul pe care îl invit acum la microfon spune așa: Marioara Murărescu înseamnă aproape întreaga mea carieră. În urmă cu 3 ani, aici, la Sala Palatului, lansa un album, La omul cu suflet bun, și doamna Murărescu, deși se afla în suferință, a făcut un efort uriaș și a venit aici. Un gest impresionant pentru un artist pe care l-a urmărit chiar de la debutul său. Dar așa era domnia sa. Atunci când pornea la drum și oferea încredere unui om, o făcea până la capăt. Chiar și atunci când de foarte multe ori această încredere i-a fost înșelată. Ei bine, în privința artistului următor, lucrurile nu au stat niciodată așa. Încrederea investită chiar de la început a fost întoarsă cu foarte multe performanțe, cu foarte multe realizări, cu foarte multe albume, cu foarte multe cântece și cu multe, multe lucruri de spus în scenă. Un artist complet, așa cum îmi place să-l prezint, ori de câte ori ne întâlnim, un artist care nu vine singur, vine însoțit de fiul său, despre care doamna Murărescu spunea la debutul său, avea doar 4 ani atunci, într-un spectacol de colinde organizat la Deva, îl prezenta chiar așa: domnilor și domnilor, în scenă, o căciulă și 2 ochi albaștri. Așa l-a prezentat atunci, așa își amintește și acum aceste cuvinte, așa îi vor rămâne probabil până la capăt. Doi artiști, tată și fiu, aici, cu cele mai mari emoții de care poate da dovadă cineva care vine la microfon. Nicolae Furdui Iancu și Tudor Furdui Iancu. Că n-am făcut atâta bine. Atâta bine.
da geamă făcut bine cuiva. Rămâie la mândra mea, eu mă duc. Rămâie la mândra mea, făcut vreun rău, iar de-am făcut vreun rău, milo-i trage singurie. Milo-i trage.